Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, în această zi de 6 septembrie anul Domnului 2019. Constat că, în continuare, suntem, cum spuneam și ieri, și o să fim tot timpul, adică nu e ceva de mirare, mai văd pe câte unul că se miră, știi? Zice... Vai, dar cum e posibil că sunt atâtea atacuri la adresa bisericii, a slujitorilor? Da, păi, n-a zis Hristos că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor? În general, se spune cuvântul ăsta, știi? Educația e baza. Sigur că educația e baza. Numai că atunci când te-a pus să faci cu om educație, omul... Foarte greu reacționează. Sunt puțini cei cărora educația le dă o plăcere. Majoritatea sunt așa recalcitranți la educație, pentru că înseamnă să-și schimbe starea. De multe ori starea lor animalică. Creștinismul este suprema formă de educație care te scoate din starea de animal, de trăitor instinctual al acestei vieți și te pune să te gândești un pic, să știi... Contrar tuturor încercărilor de a prezenta biserica drept un loc al evului mediu, al retrograzilor și așa, sigur că acum sunt și unii în biserică care sunt cu adevărat mai întârziați așa, dar asta nu înseamnă că e de vină învățătura bisericii. Există acest adevăr, bă-mi, medicina e bună și toată lumea apelează la ea. Mai sunt și medici care nu-și fac datoria sau medici care nu se pricep la meseria lor. Nu? E... Nu că ar fi cunoscut-o. Adică toată lumea, cel puțin odată în viață, a întrebat, nu știu un medic bun? De ce? Pentru că tuturor le e teamă să se întâlnească cu unul nepriceput. Îți dai viața ta... trupească pe mâna unui nepriceput, păi nu, nu-ți place. Dar pentru asta nimeni nu acuză medicina care avea vreo problemă. Nu înțeleg de ce când e vorba de credință sau de biserică, nu se raționează la fel. Dar noi știm de ce nu se raționează la fel. Pentru că adevărul de multe ori doare și, repet, educația e... Și mai avem și situația de astăzi când toată lumea te vrea client. Toată lumea te vrea client, te vrea... prostit așa ca să... Nu, că de multe ori se spune că reclama te prostește în față, să-ți vândă un produs de care nu ai nevoie. Sincer, acum, câți dintre dumneavoastră pe acasă n-aveți lucruri inutile? Hai, măcar unul. Unul măcar. Pe care l-ați luat, nu știu, așa, când vi s-a părut că vă trebuie și după aia l-ați abandonat într-un colț. Undeva e în instinct treaba asta. Omul e curios, după care se plictisește. Ați văzut copiii mici, da? Vreau aia. Pa, dacă nu o cumperi, unii vai, fac război. Și eu cumper și se joacă cu ea o zi, două și pac, o aruncă. Gata, s-a plictisit. Așa e firea. Nu poți să acuzi firea umană că... Na, asta e firea. Irațională. În general, instinctele sunt iraționale. Rar se întâmplă ca rațiunea să aibă instinct. Poate instinctul de conservare uneori e rațional, așa că te ferește să nu-ți pierzi viața sau să nu te rănești sau mai știu eu ce. Dar, în general, 99%. Din cazuri, instinctele sunt iraționale, adică nu au de-a face cu rațiunea. Și atunci, toți oamenii ăștia vor să exagereze instinctul, să... te aibă de client, să te țină acolo, captiv, știi? Și de asta, mai lăsați-ne cu biserica, cu astea, că nu e bine că vine biserica și spune, băi, nu-i bine aia, nu-i bine aia, nu, o, frate, lasă, că noi știm mai bine. De altfel, am constatat că sunt și unii în biserică care suferă de acest sindrom, noi știm mai bine. Băi, dacă voi știți mai bine, știți mai bine ce poți să te pui cu omul. O să începem cu un subiect pe care nu prea l-am văzut pe presa mainstream și o să... comentăm de ce nu l-am văzut. 4.000 de tineri ortodoxi s-au reunit la Craiova, în cetatea Băniei, a început ITO 2019, întâlnirea tinerilor ortodoxi, este la a șasea ediție, tineri ortodoxi din diverse părți ale lumii,
Deschiderea a avut loc în piața Mihai Viteazu din Craiova. Prezent a fost la eveniment și prea fericitul părinte patriarh Daniel, care a ținut un cuvânt acolo și a spus că prin credință, speranță și iubire, tinerii devin un potir al bucuriei. Au fost prezenți la eveniment alături de Patriarhul României, Mitropolitul Olteniei, ierarhi, oficialități locale și centrale. Ediția sau deschiderea a fost moderată de, sau prezentată, moderat, fac aici o paranteză. Asta cu moderatul. Moderare înseamnă că moderezi între mai multe părți. Deschiderea n-a fost moderată, în opinia mea, a fost prezentată, adică a avut loc o prezentare a unei deschideri, că am văzut și eu, vin delegațiile de nu știu unde, a fost un concert, ce s-a moderat? S-au certat acolo unii sau au fost niște polemici pe scenă? Unde e moderarea? Bine, nu acuz pe jurnaliștii de la Bazilica, uneori pre ei lucrurile s-au obișnuit în toată presa să se spună treaba asta. A moderat întâlnirea, se folosește moderat dacă e acolo o polemică, o ceva, în rest, nu, ce s-a moderat? S-a prezentat, nu s-a moderat, nici măcar ei doi pe scenă nu s-au certat. E vorba de Aurelian Timișan și Manuela Hărăbor, 51 de delegații au fost prezente, au fost prezentate, participă. A avut loc o slujbă de tedeum, apoi a avut loc un spectacol frumos de lumini, de culori, soprana Felicia Filip, rapsodul Tudor Gheorghe, grupul vocal instrumental al Arhiepiscopiei Râmnicului și formația Generația Folk. De ce nu? Foarte mulți au spus pe Facebook, domnule, că n-a zis presa de el. Hai să vă vorbesc acum puțin despre cum ajungi în presă. Adică cum ajungi subiect de presă, așa cum se întâmplă astăzi, adică nu cum ar trebui să se întâmple, ci cum ajunge astăzi, subiect de presă. Poate așa sugerăm și o idee celor de la ITO pe viitor, nu știu. Bine, e o glumă ce am eu în cap, dar uneori funcționează. Și o să vedeți de ce. Deci în presă ajungi pe două mari căi. Fie generezi un eveniment inedit. Știți, v-am mai spus, știți, presa aleargă după inedit. De ce? Pentru că ineditul este motor de tracțiune. În general, presa funcționează pe baze mercantile. Dacă ai audiență, contezi ca mijloc de presă. Și atunci, lupta jurnaliștilor primară este să aibă audiență. Acum, lupta după audiență are un efect secundar negativ, și anume această întindere a unei pâcle imorale prin presă, știi, promovarea imoralității, promovarea scandalului. În general, cei care merg la școala de jurnaliști știu bine că există trei S-uri, ca să spun așa, mari care generează audiență. Sex, sânge și scandal. Pentru că omul, instinct, vorbim iarăși de instinctul omului, omul din instinct trage către astea. De acolo vine audiența. Și atunci există acest efect negativ al guanii după audiență, că se promovează mai mult sexul, sângele și scandalul. Titluri bombastice, scandal și nu știu ce. Deci fie organizezi un eveniment în care ai ceva din acest inedit pentru audiență, și aici era gândul meu buclucaș, adică uneori să știți că sunt companii care din dorința de a intra în atenție sau entități, nu știu, și persoane. Știi că se întâmplă, mai ales în lumea vedetelor se întâmplă. Dacă vrei să intri în atenția presiei, faci una nefăcută. Chiar glumeam ieri cu cineva, spunea, domnule, că n-a scris nimic Ito de presă. E, dacă leșină vreo 10 tineri pe acolo sau dacă spune vreunul pe scenă vreo trăznaie, nu, mai ales vreo oficialitate, știi, să zică vreo oficialitate, ceva vreo trăznaie, o să se afle de Ito, mult și departe. Uneori se practică treaba asta, să știți, intenționat. Bine, eu acum n-aș vrea ca la ITO să se întâmple așa ceva. Pentru că nu cred că ITO este un eveniment care își caută reclamă în presă. Adică chiar nu de asta. Era un gând buclucaș extras de la istorie altora. Că alții fac așa pentru a ajunge în atenție, că multe din lucruri sunt comerciale. Și există o relație între comercial și presă. Comercialul, lumea comercială are nevoie de presă ca de aer, pentru că dacă n-ar fi presa, nu s-ar afla, n-ar fi reclamă. Știi? Și atunci, uneori se întâmplă
că se generează, se regizează unele evenimente din seria sex, sânge, scandal, mai ales scandaluri, ca să ajungi în presă să se afle, știi? Nu știu. Vă spuneam mai ales în lumea vedetelor. Vedeți de multe ori știri de astea. Vai, cum a fost surprinsă cu tărică pe plajă. Cine credeți că stă pe plajă să urmească pe aia? Uneori ele însele dau pozele. Și aici ajungem la al doilea lucru. Dacă nu reușesc să faci evenimente de astea, sau dacă, mă rog, cumva vrei să scapi bazma curată, fără sex, sânge și scandal, plătești. Faci un contract de parteneriat media, se întâmplă peste tot pe fața lumii, un contract de publicitate, domnule, facem un contract și ne promovați evenimentul. Și atunci să vezi cum apare. Du-te și fă contractul, nu știu, televiziunea română mai puțin, că e canal public, dar ai putea să faci cu televiziunea română. Fă un contract cu o mare trus de presă. Nu dau nume ca să nu se creadă că favorizez privații din presă. Fă un contract cu o mare televiziune, de exemplu. Plătești și o să vezi că promovează, pentru că de bani are nevoie toată presa. Adică nu. Dar așa n-ai cum să intri altfel în presă. Deci astea sunt cele două mari căi prin care intri în presă. Fie plătești, clasic, metoda clasică, că de aia s-a și vorbit de tonomatele din presă, jurnaliștii tonomat, dai banul, funcționează. Ba încă dacă plătești, ai și un avantaj, că de multe ori contractele din presă au o clauză, și anume că dacă eu te plătesc să fii partener media, să-mi faci reclamă, cum s-ar spune la un eveniment, nu mă ataci, nu mai ataci, că îmi pui imaginea în pericol. De asta să știți că sunt multe entități de care presa nu scrie absolut nimic, pentru că acele entități plătesc articole pozitive și n-ai voie să scrii negativ. Vă pot spune asta mulți jurnaliști care au lucrat în redacții. Mulți spun, domnule, că ăsta e secretul. După mine, presa n-ar prea trebui să aibă multe secrete. Da, trebuie să aibă secrete. Eu știu, internet, din redacție, nu poți să spui orice. Dar când e vorba de finanțare, și aici mi-a plăcut atitudinea presei din Statele Unite, care a declarat că, sau, mă rog, a fost o înțelegere că toate mijloacele de presă își declară afilierea politică. Dar să știm și noi cine ești, pe cine reprezinți. Da? Bine, acolo nici nu sunt multe partide, adică avem zona democrată și zona republicană. E simplu, sunt două mari forțe, pentru că, până la urmă, dacă stai să te gândești, în politică nu poate fi decât alb sau negru, nu prea există nici acolo zone de gri. Sigur, la noi sunt mai multe partide și văd că apar mulți candidați la prezidențiale, pentru că toți vor putere, adică, dar acolo nu e chiar așa simplu să ajungi la putere ca la noi. Bine, și acolo se începe cu destui candidați, dar acolo au alt sistem electoral și se filtrează, până când ajung doi, unul de la republicani, unul de la democrați, că astea sunt cele două mari forțe politice importante, restul nu contează. Da, la noi și la noi. Încep 25-30 de candidați la prezidențiale, o să rămânem cu doi până la urmă, că restul sunt nesemnificativi, da? Bun, deci, de ce nu apare ITO 2019 pe presă? Pentru că fie n-a plătit un parteneriat media, hai să vedem și niște poze, pentru cei ce urmăresc video-emisiunea, fie nu a fost un eveniment inedit din seria asta, scandal, sex, sânge. Da? Și eu sunt convins că ITO 2019 n-are nevoie de o reclamă în presă ca să generezi unul, știi, intenționat. Adică, nu știu, pui pe unul să spună o prostie la microfon, că în secunda 2, vă spun, e plină presa de ce a zis ăla acolo. Dar așa, de ce ar avea nevoie de reclamă? De ce? Că simt, bine, mulți au zis, domnule, sunt 4.000 de tineri totuși, de ce nu relatează presa? Dar știm bine după ce aleargă presa, v-am spus, după audiență, cu efectul ei negativ, sex, sânge, scandal. Și atunci, ce împăcare sau ce înțelegere există între lumină și întuneric? Niciuna. Da, n-are rost. Și atunci nu cred că are nevoie de o astfel de reclamă inedită cu sex, sânge sau scandal, un astfel de eveniment. Nu. No. E suficient că există parteneri media
ai bisericii, da? Trinitas TV a transmis în direct evenimentul, uite, agenția de știri Bazilica, ziarul Lumina, Radio Trinitas. Deci, cine are nevoie să afle, are de unde să afle. Nu avem o lipsă de informații. Deci, să nu pretindem acum mare acusarea, cum s-ar spune. Iar, pe de altă parte, să înțelegem cum funcționează presa, pentru a nu face greșeala de a... cum să spun? De a... cădea așa, într-o formă de frustrare față de... Nu, hai să fim serioși. Presa comercială are sistemul ăsta, mă rog, lumesc, să-i spunem așa, de a funcționa. Ce legătură e biserica și lumesc? Nu prea se împacă, așa că eu mă bucur că n-a apărut ITO 2019 prin presa mainstream. Pentru că asta înseamnă că n-a fost niciun eveniment neplăcut pe acolo care să fie așa generator de audiență de asta. În general, dacă stăm bine să ne gândim, tot populația este vinovată pentru cum face presa. Pentru că ei caută lucrurile astea. Da, hai să fim sinceri. Uitați-vă pe Facebook la transmisiile video. Faceți un test simplu. Există acolo pe Facebook cu posibilitate să vedeți transmisiile video. Ia vedeți cât se uită la o emisiune educativă, să spunem, și cât se uită la trăznăi. Eu am făcut într-o seară un test. Deci, o domniță care își făcea unghiile avea 20.000 de vizitatori. 20.000 de oameni se uitau la unghiile domnișoarei. Iar la un film educațional despre... nu știu, ceva din știință, cum e viața pe pământ, circuitul apei, natură. Am ales, sunt acolo videoclipuri mai interesante, doamne, 1.000, 2.000, de asta zic, oamenii umblă cu povestea asta, educația e baza. Da, dar câți aleg educația? No, pe când vine vorba de educație, e greu, pentru că cu cât suntem mai în vârstă, ne răscolește convingerile interioare și de asta e greu de acceptat creștinismul. Creștinismul vine și spune, nu, ai grijă, ferește-te de păcat, firea ta e păcătoasă, încearcă să te desăvârșești, să te salvezi, să te mântuiești. Da, și omul zice, cum, domne, eu? Cum adică eu? Eu sunt cel mai și începe conflictul, știi? Da, de asta este despre ITO, deci nu vă aștepta să-l vedeți. Doamne ajută să nu-l vedem în presa mainstream după mine. Asta înseamnă că e bine organizat. Dacă nu apare evenimente de astea neplăcute, înseamnă că e bine organizat. În rest, sigur, alții zic, da, domnule, dar dacă se strâng 100 de tineri la colț de stradă și promovează nu știu ce concepție de educație sexuală, imediat presa sare în ajutor. Păi sare, pentru că e și plătită pentru treaba asta și, în al doilea rând, așa cum e văzută educația sexuală azi, face audiență. Pentru că e vorba de educație pentru desfrâu, până la urmă. Știi că nu se face educație în sensul adevărat al cuvântului, ci îi învață pe ăștia să facă sex protejat, controlat. Adică consumă-ți plăcerea protejat, să nu ajungi ups, am rămas însărcinată sau mai știu eu cum. Asta e. Și face audiență treaba asta. Și mai sunt și plătiți. Stați, știți că sunt forțe, entități, firme care plătesc așa ceva, pentru că au tot interesul. Da, mă gândesc prima dată la firmele care produc astfel de obiecte pentru educație sexuală. Știi că e banal acum, când vorbești de educație sexuală, primul lucru de care se vorbește e prezervativul. Nu se vorbește de suflet. Sau nici măcar de igienă. Sau nici măcar de trupul respectivului. Nu, domnule, primul lucru de care se pornește e prezervativul. Semn că educația sexuală e făcută doar pentru plăcere, nu pentru, cu adevărat, pentru a fi educat. Mai departe, în emisiune, discutăm despre... Stai. Păi, totuși, vrea să termine repede emisiunea. Stai că mai avem, suntem de-abia la jumate. Patriarhia Română îi dă replica lui Emil Moise, privitor la gălăgia, gargara lui Emil Moise, că vai, nu face slujbe la începerea anului școlar, că se organizează nelegal. Ei, da. Apropo, domnul Emil Moise, dacă m-auziți, dacă nu ceilalți,
Să știți că decizia aia de care pomeniți dumneavoastră că ați câștigat-o în 2019, anul ăsta, în luna mai, la Curtea de Apel București, e pe fond, nu e definitivă. Deci amenințați degeaba profesorii că dacă faceți slujbe la începerea anului școlar, e penal, e nelegal, nu. Și în plus n-am văzut-o în formă mai întreagă, că acea decizie, așa cum am găsit-o pe portalul instanțelor de judecată, domnule, desfințează niște lucruri, respinge unele, admite altele, adică e destul de neceață. Eu nu merg acum numai pe ce îmi spune Emil Moise, că sigur, el are un interes, se luptă cu, știți că Emil Moise și asociația lui, aia, Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință, da, și au transformat libertatea de conștiință în războială cu religia. Băi, nu crezi, foarte bine treaba ta, dar lasă-i pe alții care cred în pace, ce te războiești cu ei. Știți că a dat în judecată și a cerut anularea actelor de construire, autorizație, parcă, a Catedralei Mântuirii Neamului? Știați treaba asta? Emil Moise a vrut să oprească construcția Catedralei Mântuirii Neamului și ca orice procesoman silitor, omule, a dat în judecată primăria, patriarhia, tot ce a putut. Căutați pe portalul instanțelor de judecată Asociația pentru Libertatea de Conștiință. O să aveți surprize mari, mari. Bine că n-a zis presa de ele, că știi, îi se contura adevărata imaginea lui Emil Moise, acest profet al întunericului, știi? Bă, rog, Emil Moise e treaba lui, că vorbim în lipsă cumva de el, dar minciuna pe care o spune și pe care a preluat o parte din presă nu stă în picioare. Deci, decizia pe care o aveți, domnul Emil Moise, nu e definitivă, domne. Așa că vorbim în plus. Sau vorbiți în plus. N-aveți nicio decizie definitivă, da? Lăsați-ne în pace. Bun, Patriarhia Română vine cu niște precizări privind cadrul constituțional și legal referitor la săvârșirea slujbelor religioase în unitățile de învățământ la începutul anului școlar. Și Patriarhia spune așa. Constituția României și legea cultelor, pe scurt, garantează libertatea credințelor religioase, precum și libertatea de exprimare a acestora în public. Am vorbit și noi ieri, nu insistăm, ați văzut. Credincioșii au dreptul să-și manifeste public sau privat credința prin ritualuri și așa mai departe. Nu e discuție. Potrivit legii educației naționale, unul din principiile care guvernează învățământul preuniversitar superior este principiul asumării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român. Săvârșirea de slujbe religioase la început de an școlar este o practică tradițională întreruptă doar în timpul regimului comunist ateu. Pentru conștiința socială de astăzi rămâne memorabilă mărturisirea credinței în Dumnezeu a tinerilor din decembrie 1989 și rostirea în public a rugăciunii Tatăl nostru de către aceștia. Statul român asigură predarea disciplinei religiei în școlile publice potrivit cerințelor specifice fiecărei cult, disciplina fiind parte a truncului comun. În majoritate covârșitoare, părinții au ales ca elevii să participe la ora de religie. Rugăciunea tradițională de la începutul anului școlar reflectă apartența confesională a copiilor care au cerut să primească educație religioasă. Adică, pe românește și mai pe scurt, dacă am vrut ora de religie, vrem și rugăciune la început de an școlar. Aici vreau să fac o paranteză, să-mi îngăduie audiența. Emin Moise, de fapt, aplică aceeași rețetă șmecherească, învățată, cred că, pe din afară. Cred că afară a învățat rețeta asta, e aici un sofism, dar care văd că a funcționat în instanța din România. Ideea este așa. Ai drepturi religioase, da? Ai dreptul să te închini, ai dreptul să-ți mărturisești credința, bun, ok, nicio problemă, ca și celălalt. Ateu are dreptul să nu creadă și așa mai departe. Emil Moise a pus problema șmecherește. A venit și a zis, da, are dreptul, dar trebuie să-l ceară. Că la ora de religie, știi, se înscriau cu toții și cine nu voia, trebuia să facă cerere. Și a zis, nu, e anormal să fiu din start presupus că eu aș vrea, când de fapt eu nu vreau și să fac cerere că nu vreau. Și aici instanța i-a dat câștig de cauză. Aceeași rețetă vrea să o aplice și la slujba de la începutul anului școlar. Nu o să dispară, adică să ne închipim că el scoate slujba din... Dar el vrea cerere pentru slujbă. Adică să participe la slujbă aia care vor, nu aia care nu vor. Îi se pare lui că sunt aduși cu forța unii. Vai, ele mari grijii lui, conștiința ateilor. Domnule, nu cumva ateul să vadă o icoană, să vadă ceva, să audă rostințe de Dumnezeu. Trebuie ateul să fie în bula lui acolo.
Doamne, dar pe mine ca și credincioși, cine mă apără că văd peste tot lucruri contra credinței mele? Asta nu se mai pune? În fine. Și el vrea să aplice aceeași chestiune, de asta și spune că are o hotărâre de la Curtea de Apel în care s-ar spune că, de fapt, Consiliile de Administrație ale școlilor trebuie să decidă dacă fac slujbă sau nu la cererea părinților. E simplu, vrea să-i pună pe părinți să facă cerere, Consiliul decide și slujba să aibă loc, zice el, în mod legal. Deocamdată, repet, decizia nu e definitivă. Am găsit-o aseară pe instanțele de judecată, nu e definitivă, deci, domnul Moise, vă agitați degeaba. Mă rog, acum cei care s-au agitat și l-au preluat, și-au trădat și ei interesul. Nicio problemă, asta o știam, nu e cazul să ne speriem de atâta lucru. Repet, suntem ca oile în mijlocul lupilor, dar e cazul să spunem lucrurilor pe nume. Deci nu vă speriați, dragi directori de școli sau mai știu eu ce, deocamdată legea nu vă obligă la nimic. Deși profesorul Moise zbiară că da. Nu, nu vă obligă la nimic, că decizia nu e definitivă. Deci, bye bye Moise, amestecă apele în alt baltă. Aci s-a lămurit treaba. Bun, mergem mai departe la comunicatul Patriarhiei, care chiar spune această treabă și îi lasă de înțeles lui Moise că totuși slujbele alea nu se fac așa că vine preotul cu forța în școală. Potrivit parteneriatelor încheiate cu avizul Consiliului de Administrație, exact cum dorește domnul Moise, școlile invită parohiile la activitățile prilejuite de deschiderea și închiderea anului școlar. Deci suntem invitați, domnule, acolo. Nu venim noi cu forța să punem noi busuiocul pe masa deschiderea anului școlar. Suntem invitați, domnul Moise. Ne-ați când prea sunteți invitați, de-aia. Probabil aveți o frustrare. Participarea la slujbele religioase invocată tot de Moise, că vai, să nu fie cineva pe acolo adus cu forța. Da, uite, vedeam pe unul cu arcanul, stătea la intrarea în școală și zicea, băi, treceți la slujbă aici, hai, hai, la slujbă. Participarea la slujbele religioase, spune Patriarhia Română, este la alegerea fiecărei persoane. Ceremonia de deschidere nu are caracter obligatoriu, nu se face prezența, iar slujba de tedeum se săvârșește la începutul sau sfârșitul ceremoniei de deschidere, astfel încât cei care nu doresc să participe la rugăciune sunt liberi să nu participe. Ce atâta agitație și amenințare penală, frate, că prozelitism, băi, de capul meu, mi-și închipui pe Moise când doarme noaptea, știi? Penal! Nu! Jos! Jos icoanele! Jos crucea! Jos! Frate, liniștește-te că o să adori agitat. E bine. Mai departe, Patriarhia Română spune că statul român este neutru față de orice credință religioasă sau ideologie atee și din acest motiv, dacă rugăciunea de binecuvântare ar fi prozelitism religios, cum spune Moise, atunci și interzicerea ar fi prozelitism ateist, antireligios. Perfect! Felicitări Patriarhiei Române pentru această observație absolut logică. Frate, dacă slujba mea e prozelitism, apoi și militaria, militantismul tău, de fapt, pentru antireligie, e tot prozelitism. Numai că știți că și ateismul e tot o religie. Sunt unii care cred că nu există Dumnezeu. Treaba lor ce cred, dar e tot religie și ateismul. Asta este. Bun. Și mergem la o altă știre primită de la Patriarhie, via Episcopia Devei și Hunedoarei. Dosarul părintelui Arsenie Boca de canonizare este gata. Ne informează Bazilica că părintele Arsenie Boca este propus spre canonizare. Episcopia Devei și Hunedoarei a anunțat ieri, hai să vedem și episcopia, că în ședința de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului ținută la Deva, ierarhii prezenți au luat act cu aprobare de dosarul de canonizare întocmit de Comisia Specială Teologică Mitropolitană pentru canonizarea părintelui Arsenie Boca. Dosarul complet și studiul document al părintelui Arsenie vor fi înaintate spre examinare și decizie Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care sigur că decide în cauză. Da, deci s-a terminat etapa de întocmire a dosarului. Dosarul merge la Sfântul Sinod cu propunere de canonizare. Acum, ca să fim realiști, ce urmează? Care sunt etapele? Ca să știm la ce să ne așteptăm.
Păi urmează așa. Dosarul ajunge la Sfântul Sinod, este înregistrat și Sfântul Sinod îl va pune pe ordinea de zi a unei ședințe. Acum că e mai apropiată sau mai îndepărtată, eu nu știu să vă spun. Asta, una este înregistrarea dosarului și alta punerea pe ordinea de zi. Funcție de ce e de discutat, poate să se amâne o ședință, două, trei, sau poate să se ia în regim de urgență, dacă se socotește a fi urgență. Asta sinodul decide. Deci, intră pe discuție pe ordinea de zi a sinodului, a Sfântului Sinod Mare la București, și încep discuțiile, care pot dura și astea. O ședință, două, nouă, 72, cine știe cât. Că se aduc argumente, se dezbate, se analizează. Eu cred așa. Acum îmi spun și eu părerea mea personală. Nu mă pronunț asupra vieții Sfințeniei Părintele Arsenie Boca, că nu sunt eu aici Dumnezeu pe scaunul de la radio și spun eu cine e sfânt și cine nu e, Doamne ferește. Eu spun altceva. Mi s-ar părea corect, ca așa mi se pare corect în fața lui Dumnezeu, ca odată cu această intenție de canonizare a Părintele Arsenie Boca, Sfântul Sinod să ia în calcul și canonizarea celorlalți părinți duhovnicești din generația Părintele Arsenie Boca, care sunt la fel de evlavioși și posibil sfinți ca și Părintele Arsenie Boca. Nu, avem Părintele Iustin Pârvu, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Dumitru Stănilae și mulți, toată generația de aur a duhovnicilor români. Adică așa mi s-ar părea corect. Dom'le, dacă ne apucăm de unul, hai să ne apucăm și de ceilalți. Pentru că sunt sigur că ei s-ar dori cu toții frați acolo în rai. Adică nu am dubiu ăsta. Așa mi s-ar părea mie corect. Repet, nu mă pronunț asupra dosarului, că nu sunt eu mai pus aici. Deci Sfântul Sinod va decide și cu asta noi luăm act. Și gata, se încheie discuția. Dar mie mi s-ar părea așa corect. Să nu defavorizăm pe unul față de altul. Aș vrea ca și celelalte eparhii, mitropolii, că înțeleg că sinodul mitropolitan face propunerea, să ia în calcul alcătuirea dosarelor de canonizare pentru Părintele Arsenie Papacioc, pentru Părintele Justin Pârvu, pentru Părintele Ilarion, pentru Părintele Sofian Boghiu, pentru toți marii duhovnici pe care îi știm noi. Dacă am uitat pe cine, bine, să mă ierte dacă uit pe cineva, nu, îi spun pe cei care, Părintele Teofil Răian, deși el e mai încoace cu noi, așa, e mai contemporan, a fost ucenic cu Părintele Arsenie Boca. Dar eu zic de generația de aur care au înfundat pușcăriile, ca și Părintele Arsenie Boca, care a fost prigonit. Deci, așa mi s-ar părea corect. Să fie toți propuși spre canonizare și, mă rog, așezați acolo în calendar, dacă Sfântul Sinod consideră, de ce nu? Adică, de ce nu? Toți ne bucurăm de cuvintele lor de aur și de învățăturile și de modelul vieții lor. N-avem o problemă cu asta. Dar așa ar fi corect, să nu fie numai unul. Ar părea că se face o discriminare. Adică, dacă îl canonizăm doar pe Părintele Arsenie Boca, de ce nu l-am canonizat și pe Părintele Arsenie Papacioc? Sau de ce nu l-am canonizat și pe Părintele Justin Pârvu? Sau, da, spun așa, nume mari dintre duhovnicii români. Cei care, sau Părintele Dumitru Stănilae, care este vârful de lance al teologiei românești. De ce nu? De asta zic, poate, așa cum am luat și alți sfinți români și au fost canonizați la pachet, poate facem așa și în cazul acesta. Asta e părerea mea, adică mi s-ar părea corect să îi iubim și pe ceilalți, nu doar pe unul. Nu că acest unul n-ar avea vreun merit, Doamne ferește, deci nu mă înțelegeți greșit, nu mă opun canonizării Părintele Arsenie Boca sau mai știu eu ce. N-am trăit viața lui, nu ca să ne dăm noi aici cu părerea. Cine îl consideră sfânt poate să-l aibă la evlavie. Am văzut că sunt și contra, există chiar niște înregistrări pe internet. Deci astea trebuie să le analizeze Sfântul Sinod. Chiar mi s-ar părea indecent să ne pronunț. Sigur că putem avea o părere fiecare, dar mi-e indecent să mi-o expun eu public. Lăsăm Sfântului Sinod acest atribut de a se pronunța. Dar mie așa mi s-ar părea corect să fie toți luați. Toți din generația lui, care au făcut și ei ceva pentru ortodoxie și de asemenea sunt foarte cunoscuți. Ca să fie la pachet, nu de altceva, că restă
tot respectul și toată evlavia pentru cei care au știut să facă rezistență unui regim dictatorial. Mai departe în emisiune, ultimul subiect de astăzi, că nici nu prea mai avem timp. Începem să avem răspunsuri, sau dacă nu le intuiam până acum, începem să le avem dovedite științific, la întrebarea de ce ne tot îmbolnăvim. Uite, chimicalele care ne afectează. Francezii au făcut un studiu și au descoperit că au în corpul lor cel puțin 6 perturbatori endocrini. Vorbim de substanțe chimice care ajung în corpul uman prin cosmetice sau detergenți. Acestea se manifestă ca niște hormoni și dau peste cap sistemul endocrin. Și apar boli. Uite. Agenția de Sănătate Publică din Franța a studiat timp de 2 ani, între 2014 și 2016, peste 3600 de francezi, printre care s-au aflat și 1100 de copii. Rezultatele obținute i-au pus serios pe gânduri. Ce s-au găsit? Parabeni, bisfenol, ftalați, chiar și substanțe ignifuge, dar și multe altele, mai exact 6 perturbatori endocrini. De unde provin, cât este de periculos și cum a fost posibil așa ceva, sunt întrebările la care s-a căutat răspuns. Cosmeticele, produsele de curățenie folosite în mod frecvent în gospodării, mobilele, covoarele, toate conțin în doze mai mari sau mai mici perturbatori endocrini, pe lângă alte chimicale, da? Nici cei mici nu scapă de prezența acestora, funcție de obiceiurile cotidiene. Deci, pentru moment, spun specialiștii, avem doar informații și date fragmentate care nu ne permit să estimăm periculozitatea acestor produse. Nici măcar nu știm dacă aceste doze sunt capabile să provoace o boală, spun specialiștii. Autoritățile sunt hotărâte să repete testele și să le monitorizeze, categoriile de populație expuse riscului. Până atunci, sfaturile sunt simple și ușor de urmat, cât mai puțin plastic în gospodării și aerisirea frecventă a locuințelor. Da, adevărul este că trăim între foarte multe chimicale. Și astea ne influențează cumva. Adică, noi nu mai trăim în mediul ăla bio, cum ar fi pe vremea Mântuitorului. Da? Nu cred că mai trăim pe vremea aia. Nu mai trăim nici măcar pe vremea de acum 1000 de ani, când începeau să se folosească îngrășăminte naturale în agricultură. Acum în agricultură se folosesc îngrășăminte chimice. Tot felul de îngrășăminte, care vrând nevrând intră în componența alimentelor. Aici am dat un exemplu alimentar. E vorba de cosmetici, ați văzut, parabeni, ftalați, tot felul de lucruri. Dacă citești eticheta unui compus cosmetic, vezi acolo la liste de substanțe chimice, păi astea interacționează cumva cu noi, adică să ne închipuim că care ar fi cauza? Păi sigur că omul vrea să fie bine, să arate bine, să miroasă bine și atunci apelează la astfel de mijloace de înfrumusețare. Sigur, există, acum mai nou s-a dezvoltat această industrie bio care îți oferă alternative bio la parfumuri, la cosmetice, mai știu eu ce. Detergenți bio. Eu țin minte, și o să dau aici un exemplu, eu țin minte cum făcea bunica săpunul la țară. Din resturi, de grăsime, de prin gospodărie. Da, punea sodă caustică, care ardea, ți-ardea pielea soda caustică. Vezi? Până și banalul ăla săpun bio, cheia, îi se spunea pe vremuri, tot avea sodă caustică. Aici, la detergenți, avem o mare problemă, pentru că detergenții sunt clar substanțe chimice care degresează, spală, îndepărtează murdăria și așa mai departe, dar cu niște costuri. Ele se întorc cumva în natură, da? De la mașina de spălat, detergentul se duce în instalația de canalizare și de acolo unde? La fabrica de procesat și plasticul care de asemenea este plin, se tot vorbește de o întreagă campanie planetară, la ideea asta cu plasticul în apă, că tot am ajuns să înghițim apă cu plastic. Sunt microparticule de plastic în apă și ne influențează. Și așa mai departe. În general, activitatea umană poluează. Asta este marea problemă. Trebuie să fim mai responsabili față de mediu. Pentru că aici este un risc. Dorința de a trăi în plăcere naște durere. O spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și durerea asta este și o durere socială, și o durere ecologică, și
Sunt multe dureri din dorința de plăcere. Da? Pentru că tu din plăcere poluezi, tu din plăcere te rănești, tu din plăcere te chimizezi, din plăcere te rănești sufletește, îți pierzi mântuirea. De asta trebuie să fim mai ponderați. Vedeți cât până la urmă, că de ce zice Hristos, nu te teme turmă mică. Am din ce în ce mai des discuția asta cu diversi credincioși care sunt îngrijorați că societatea pe ansamblu devine necreștină. Dar Mântuitorul nu ne-a promis mântuirea de mase. Mântuitorul a zis, nu te teme turmă mică. Adică mântuirea este cumva minoritară. Cei ce se mântuie sunt minoritari. De ce? Pentru că este un întreg efort de a fi contra lumescului, de a fi contra valului de plăcere, contra valului de consum. Creștinul nu este din această lume, deși trăiesc în lume. Ei sunt cumva contra lumii, contra lumescului din lume. Nu zice Hristos că de aceea vă urește pe voi lumea? Ca să avem răspunsul la întrebarea asta, ce tot au cu biserica? Păi Hristos dă răspunsul, nu trebuie să căutăm noi pe nu știu unde. De aceea vă urește pe voi lumea. Ați ieșit din lume. Cumva ești contra ei. Vrei să luminezi. Păi nu, lumea o iubește întunericul. Neam desfrânat și păcătos. Îl numește Hristos lumescul din lume. Că nu lumea în ansamblu ca și creație, ci lumescul din lume. Tragerea asta spre păcat. Da? Și atunci, de ce să ne tot mirăm atâta că ce au cu noi sau ce se întâmplă? Creștinul, prin definiție, nu mai e din lumea asta. Și nici nu caută să alerge după regulile lumii. Și atunci apare o tensiune între biserică, ca și comunitatea credincioșilor, și lumesc. Mergerea lumească a lumii. Asta se întâmplă. Dar nu asta e marea problemă după mine, ci marea problemă este chiar asta. Că Dumnezeu ne-a lăsat o planetă, probabil de-aia căutăm alte planete, Dumnezeu ne-a lăsat o planetă și noi, prin goana noastră lumească, după plăcere, după consum, după una, după alta, o distrugem. La 1 septembrie mereu e ziua mediului și am observat că Patriarhul Ecumenic sistematic dă mesaje, a și fost supranumit Patriarhul Verde, sistematic dă mesaje pentru a proteja mediul, ecologia. Păi da, trebuie să protejăm mediul, pentru că asta e casa noastră, alta n-avem. Și oricât am căutat, mie îmi plac știrile astea, ca să încheiem totuși într-o notă optimistă. Așa, dacă ne luăm după lumesc, sigur, e trist ce se întâmplă. Dumnezeu plânge pentru ceea ce facem noi. Dar, ca să încheiem totuși într-o notă optimistă, mie îmi plac știrile astea. Știi, se aruncă miliarde de dolari, că fac și eu ca aia, dar de ce nu s-ar da săracilor? Aruncăm miliarde de dolari să căutăm exoplanete. Wow, era ultima știre acum câteva zile, am descoperit o planetă la 30 de ani lumină distanță de nu știu cine. 30 de ani lumină, adică trebuie să călătorești 30 de ani cu viteza luminii până acolo ca să dai de planeta asta posibil, zice, locuibilă. Dar dacă o găsești nelocuibilă, ce faci? Te întorci? Sau ce faci? Rămâi acolo, blocat în spațiu? De asta zic, pe mine mă amuză goana asta după planete locuibile. Pe de o parte știu, e criza resurselor, păpăm serios resurse din planetă, căutăm resurse energetice, alimentare, deși Pământul are capacitatea să ne țină, dar noi avem un consum excesiv, dovadă că aruncăm o tonă de gunoaie, nu mâncăm cât ne trebuie, cumpărăm, punem în căruți, mult! Da, nu ne învățăm să mai mergem și puțin ecologic. Nu, am fi în stare să intrăm cu mașina dacă se poate în apartament direct acasă. Mai lăsați mașina, mai lăsați consumul de carburant. Ne întrebăm de unde se poluează aerul. Păi cât petrol se arde? Tot petrolul scos din pământ se arde. Unde se arde? În atmosferă. Îl mai regenerează planeta, dar mai tăiem și pădurile, ce să mai regenerăm? Adică, uite aici v-am văzut că în port a venit o mega platformă petrolieră, o mare... Una dintre cele mai mari platforme petroliere a venit acelea în port la noi, probabil să foreze în Marea Neagră sau nu știu, are o defecțiune, trebuie să repare. Oricum, când am văzut instalația, am rămas uimit, frate. Deci omul a construit o mega mașinărie, e mega, dacă merge să o vedeți, e mega mașinărie, ca să sape, auzi, sapă până la 3000 de metri în pământ, și, până la 3000 de metri în apă, deci până la adâncimea apei de 3000 de metri și sapă în pământ până la 30 de kilometri.
ca să extragă gaze naturale, petrol, avem nevoie de ele, căutăm, căutăm. Deci, pe de o parte, goana după resurse, de-aia tot căutăm alte planete. Băi, să mai găsim... Dar cu ce te duci până acolo să aduci? Adică când auzi de distanțele astea hiperastronomice, te apucă deznădejdea, știi? Și doi, mai sunt care zic, dacă distrugem casa asta, trebuie să ne căutăm alta. Păi unde să cauți? Că pe asta ți-a lăsat-o Dumnezeu și până la alta, nu știu, știți ce înseamnă 30 de ani lumină? Wow! Puh, 30 de ani lumină. Înseamnă să călătorești timp de 30 de ani un sfert de viață de om, hai să spunem așa. Cu viteza luminii, ceea ce este absolut imposibil. Deci nu poți călătorești cu viteza luminii. Deci, e undeva... De nu vom ajunge vreodată. Noi ne chinuim să ajungem pe Marte, vorba aia. Da, la 30 de ani lumină. Dar îmi place goana asta după căutat planete. Adică spune ceva despre o durere ascunsă în viața noastră de zi cu zi. Atât din emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că m-ați urmărit. Uite, hai să intrăm repede așa în două minute pe Facebook să vedem ce comentarii avem, că ediția asta n-am stat cu Facebook-ul deschis. Și ce să vă spun? Să aveți parte de pace, de bucurie, de binecuvântare. Dar atenție în jur, mare, mare atenție. Adică educați-vă, gândiți, rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune. E o foarte frumoasă rugăciune a regelui Solomon pentru cererea înțelepciunii de la Dumnezeu în Vechiul Testament. E frumoasă. Luați-o, citiți-o. Nu-mi vine să cred pentru ce mega problemă ne ascuțim dinții și ajungem până chiar a ne judeca în curțile de instanță, când totul atât e de simplu. Dacă alegi să crezi bine, iar dacă nu vrei, nu vrei. Iar dacă ateismul este tot religie, atunci, conform legii cultelor, n-ar trebui să primească fonduri din partea statului, ne întreabă cineva. Da, dacă ar exista o organizație de cult, a, așa cum sunt cele 18 religii recunoscute de stat, să facă demersuri să se recunoască și ei ca religie. Dar mă tem că nu și adună adepții necesari. Problema este că avem puțini adepți ai ateismului, dar foarte vocali și sprijiniți de presa secularistă, care caută și scandal, caută și ceva avantaje comerciale din toată treaba asta. Deci, asta este. Mulțumim! Ne reauzim cu drag săptămâna viitoare la emisiunea Depresat Presa. Toate cele bune! Doamne ajută!